Și voi așa să știe traseul, dar este un grad de risc. Da. În momentul în care un președinte vizitează o țară în război. Nu avem de ce să o contestăm, e o informație dată în mod da, oficial. Credibilitatea de permite să cred că e posibil, dar nu Ucrainei. dar nu acum, e sigur adevărat. Acum dacă ei au vrut să ne dea o informație falsă ca fiind adevărată, asta e viața. Noi nu avem ce face. Da. Noi nu avem că cum e posibil, să aflăm deci eu am zis că e posibil, dacă permiteți. Problema este și alta. Această doamnă lucrând la un